Bună ziua, bine v-am găsit între prieteni. Este 1 august și, Doamne, ce început de lună. Începem cu o lună plină în vărsător, o super lună. Adică vedem luna foarte, foarte aproape de noi. De aceea o să ni se pară mai mare și mai strălucitoare și mai luminoasă. Și cu atât mai mult o să ne cam influențeze acolo stările. O să ne povestească mai multe invitata noastră, dragă astrolog Luminița Ristea, despre ce se întâmplă astăzi. Și hai să vedem și previziunile pentru fiecare zodie în parte. De-abia aștept să povestim. Bine te-am găsit, Luminița. Bună, Dana, bine ne-am revăzut. Nu știu cum facem, am spus și în emisiunea trecută că noi ne întâlnim numai la evenimente importante, și da. Nu le fixăm, chiar nu le fixăm în funcție de evenimente. Uite, așa se întâmplă, asta înseamnă că suntem foarte conectate. Așa este. Așa, și vin informațiile către noi și le oferim atunci când este mai mare nevoie, fiindcă întotdeauna când avem o lună plină, întotdeauna energia este mult mai puternică și beneficiem de acest influx astral. Și ai spus de o super lună, ce vreau să mai punctez, este a doua super lună. Am avut o super lună în 13 iulie, super luna în Capricorn, aceasta este super luna în Vărsător. Va mai urma o super lună în Pești, care este a doua. Când? A doua, în 31 august. Este deci a doua lună plină, wow. Da, o să vorbim și o să mai avem la sfârșitul lui septembrie o altă superlună în Berbec. Deci numai din superluni o ținem și vreau să știu dacă mai doarme cineva, știi cum e. Nu știu, eu am reușit ca să dorm, așa paradoxal am reușit să dorm. Acum depinde, contează foarte mult, atenție. Persoanele care în general se nasc la lună plină, întotdeauna când este lună plină sunt mai sensibile și s-ar putea să nu doarmă, s-ar putea să aibă dureri de cap sau să fie mai agitate, da. Sau să somatizeze pe corpul fizic, și invers, persoanele care sunt născute la lună nouă au o mai mare sensibilitate atunci când avem momentul de lună nouă. Eu sunt la primul pătrar, așa că eu sunt între. Ai scăpat. Da, hai să vedem că avem o lună plină de evenimente. Apropo de lună plină, da, o lună plină de evenimente. Este, de fapt, ultima lună plină de vară, așa, pe care o trăim. Înseamnă că vara se apropie de final, din păcate. Nu știu, iar n-am simțit, eu nu știu. Păi, nu știu, iunie a plouat tot timpul, da? Așa, da. S-a dus o lună de vară, s-a tăiat din calendar, nici n-am simțit că era vară, exact, în iunie. Da. Ne-a rămas și iulie și august, da. Caniculă, adică da. Am simțit din plin. Exact. Și asta exact. A fost tot? Adică da. Avem două luni cam de vară și gata? Cam asta a fost tot, da. Practic, sunt ultimele noastre săptămâni în care mergem în concedii, retreat-uri, vacanțe în aer liber, dar o să treacă foarte repede și această perioadă. Și acum, din punct de vedere astral, ne întrebăm cum o să fie această lună și ce ar trebui să facem. Și ce este interesant să conștientizăm este faptul că este o lună duală, într-o energie duală. Deci, pe de o parte, toată lumea vrea să iasă în aer liber, vacanțe, concedii, dar pe de altă parte trebuie să ne concentrăm cu foarte mare seriozitate asupra noastră și să ne alocăm timp personal pentru introspecție, pentru meditație. De ce? Fiindcă avem așa, Venus, Saturn, Neptun, Pluto, Chiron sunt deja retrograde și va mai urma în 23 august să retrogradeze și Mercur în Fecioară și va retrograda la finalul lunii pe 29 și Uranus în Taur. Deci vom avea 7 planete retrograde. Poate merg cu spatele, cum da, se zice. Deci, da. Asta înseamnă că atmosfera astrală, contextul astral ne îndreamnă, ne forțează într-un fel. Știi? Da. Nu prea este, da, nu prea da, avem da. Cale de ales, de urmat. Ne forțează totuși să stăm cu noi, să ne acordăm timp. Și e destul de greu când vezi că e frumos. Normal. Apare că soare mare, munte, vrei totul să ieși, este, să vrei să ieși, da. Și uite că este foarte bine să ne dozăm timpul și să ne alocăm cel puțin o oră pe zi în această perioadă, în toată luna august și până pe 15 septembrie pentru relația cu noi. Să stăm de vorbă în acest dialog interior cu noi, vor veni foarte multe mesaje. Deja eu, cu acest Venus retrogradă, deja sunt foarte multe lucruri care au început să apară la mine în viață. M-am întâlnit cu ghida mea din Iran, când am fost în Iran în 2019 și a venit acum. Deci o persoană din trecut, vor veni persoane din trecutul vostru sau din trecutul karmic. Vor apare fel de fel de situații, schimbări, sincronicități. Tu da, ai văzut că exact, și noi azi am avut da, ne-am da. Coordonat lucruri, vise.
Și e important să fim atenți și chiar să notăm. Eu mi-am reluat agenda și am început ca să notez. Deci ce trebuie să facem? Avem o lună august în dualitate, adică vacanță pe de o parte, dar să ne întoarcem către noi. Revizuire, regândire, reanalizare a planurilor de viitor, a problemelor care sunt în viața noastră, a relațiilor, tot ceea ce ține de relaționare și în același timp și partea aceasta de stimă de sine, valorizare și bani. Tot luna august e foarte specială, fiindcă, așa cum am spus, avem trei lunații. Începem cu această super lună plină în Vărsător. Vom continua în 16 august cu o lună nouă în Leu. Îți dai seama? Wow! Intenții, da, pe energia leului, creativitate, atunci, copii, da. Iubire. Deci avem multe teme de ales. Acolo, da? Da? Așa. Așa, și terminăm în 31 în 31 august cu o lună albastră, așa numită Blue Moon, această lună albastră în Pești, care și ea ne va mai ajuta să mai eliberăm niște lucruri. Acum, în 13 august, este o altă dată care ar trebui notată în calendar, este o dată în care Venus retrogradă face conjuncție cu Soarele în Leu și se declanșează un nou, cum spunem noi în astrologie, un ciclu sinodic, un ciclu al planetei Venus de 548 de zile. Deci 19 luni, da? Este ca un fel de lună nouă. Am înțeles. Declanșarea unui ciclu și în următoarele, după 548 de zile, va avea loc atunci când are loc această conjuncție inferioară. Poate facem o emisiune despre separat, Venus. Da, da. E foarte interesant. Cu Luceafăr, ce înseamnă noastre, Venus, da, ca Luceafăr de zi, ca Luceafăr, că Venus dispare de pe cea cer, mai strălucitoare apare este, dimineață ca, da, Luceafăr de dimineață, după aceea apare ca Luceafăr de seară. E foarte, da, interesantă, da, da, mișcarea. Noi o să avem și această tabă din Tenerife cu Laura Ghiță, cu partenera mea, pe energia lui Venus și vom lucra foarte, foarte mult cu aceste forme de manifestare a zeiței frumuseții și plăcerilor. În 23 august Soarele va intra în Zodia Fecioară, deci până în 23 august, la mulți ani leilor. Să vă bucurați! Da, da? Să se bucure, să petreacă, să-și sărbătorească zilele de naștere și să nu uite că este o perioadă foarte bună de a-și planifica următorul an aniversar, la fel și pentru fecioare. Fecioarele din prima decadă, după 23 august, urmează rândul fecioarelor. Fecioarele știi că sunt mai austere, dar le recomand să, chiar dacă sunt așa mai în austeritate, să își sărbătorească, fiindcă această trecere de la un an aniversar la alt an aniversar este foarte important. Este bine să ne uităm, să evaluăm ce s-a întâmplat în anul anterior și să vedem cum pornim, ce planuri ne facem pentru noul an. În 27 august, Marte intră și el în balanță, va genera o atmosferă poate mai de cooperare, de colaborare, ne vom aduna poate mai mult în grupuri, vom socializa și relaționa cu ceilalți și, așa cum am spus, în 29 august, Uranus va intra în retrogradare și ne va face să poate să primim mai multe mesaje, mai multe informații. Hai să vedem fiecare zodie în parte și dacă ne mai rămâne timp, mai stăm de vorbă, da, dar înainte de a trece la cărticelele, hai să extragem o carte pentru luna aceasta, august, da? Și să vedem un mesaj pentru luna august. Mesajul pentru luna august ceva este frumos cu un orișor, ce e acolo? Sinfonie, ce? Neterminată. Wow. Da, ce înseamnă asta? Este vorba de muzică, da, și cred că mă duce cu gândul la creativitatea venusiană. Deci să fim creativi în această lună. Această sinfonie neterminată ne spune că sunt lucruri care, pe care le mai avem de continuat, de rezolvat, da, de reanalizat și este bine să cântăm în ritmul vieții. Să fim conectați, da, la această melodie a Așa vieții. Este, da. Uite ce foarte frumoasă această carte. Da. Hai să vedem, să începem cu berbecul, berbecii, da? Prima zodie. Dacă berbecii se simt așa inconfortabil, știi că atunci când, de exemplu, îți spun, îți iei o roche nouă și ai și o etichetă, da, acolo, și care te zgârie pe la, da, spate, luna august este o lună în care berbecii pot să mai rezolve din problemele restante și cum să facă acest lucru, trebuie să se concentreze, în primul rând, pe ce le face bine, cum se simt ei, ce le aduce lor bucurie
ce vor ei cu adevărat, sunt aceste întrebări pe care berbecii o să și le adreseze și ar fi bine să stea cu aceste întrebări, cum spune Laura, da? Și da, să lucreze cu aceste întrebări. În același timp, după 23 august, vor simți acest imbold berbecii, să-și revizuiască rutina zilnică, să vadă dacă e cazul să facă o serie de schimbări. Oricum, vor avea toate instrumentele la dispoziție. Tărâmul cel mai provocat pentru berbeci e tărâmul relațiilor. Da? Aici vor avea ei treabă, se vor confrunta cu foarte multe provocări, s-ar putea să apară persoane, iubiți, din trecut, din trecutul, din această viață sau din alte vieți. De asemenea, au foarte multe dorințe, o să vadă cum și le exprimă, cum jonglează cu aceste dorințe, fiindcă ei știi cum sunt, vor să demareze ceva, se plictisesc, vor altceva. Lasă, da. Și atunci e bine să vadă cum vor jongla cu aceste dorințe. Deci, atenție la aceste surprize care pot să apară pentru ei în luna august, întoarcerea unui ex, revenirea unui fost în viața lor, care îi poate zgudui, îi poate destabiliza, le poate schimba acest echilibru relativ pe care l-au. Hai să vedem că eu la fiecare zodie am scos așa ca să fie mai punctat și care este lecția pentru această lună. Lecția berbecului pentru luna august este să aibă curajul, berbecii au curaj, da? Să se confrunte cu toate provocările care îi vor asalta. Deci, indiferent de ce o să se întâmple, să aibă curaj, fiindcă vor găsi soluții. Hai să vedem taurul. Taurul, nu? Da. Taurul ce face? Muncește. Taurii, ce să facă și? Dar vor munci în această lună, în special în jurul casei, fiindcă vor avea o serie de probleme de rezolvat. Probleme restante, taurii sunt foarte ambițioși, știi că trag tare, se înhamă la muncă, să facă le lucruri. Le place confortul. Dar să aibă grijă că nu numai munca este importantă în această lume, în această lună, trebuie să-și facă timp taurii și pentru distracție. Și pentru relaxare și pentru distracție și să se asigure că nu-și neglijează această nevoie interioară de joacă și să includă cât mai multă bucurie, cât mai multă plăcere, pasiune, chiar în rutina aceasta, în munca pe care o au de făcut în jurul casei, așa cum am spus. Și în același timp listele pe care și le fac, uite, trebuie să fac asta, tot ceea ce au ei de făcut, nu trebuie să le consume foarte, foarte mult timp și să mai ia piciorul de pe accelerație, da? Fiindcă sunt tentat să facă multe lucruri, sunt tentat să facă multe schimbări, să meargă cu viteză maximă înainte, dar este recomandat să mai încetinească ritmul și să nu uite că este bine să-și trăiască și viața. Lecția taurului pentru luna august este să învețe taurii să ducă la bun sfârșit munca pe care o au, sarcinile, task-urile pe care le au, dar în același timp să se și distreze. Deci, liber la distracție pentru taur, liber la distracție pentru taur, da. Hai să vedem gemenii. Gemenii nu au temă grea în această lună. E vorba de zona de comunicare. Știi că gemenii au abilitate deosebită în această zonă de comunicare, de a relaționa cu ceilalți și acum este timpul să analizeze tot ceea ce gândesc din punct de vedere mental, să expună din diferite perspective punctul lor de vedere și să experimenteze lucruri noi. Le recomand gemenilor dacă găsesc un curs sau îi atrag ceva așa deosebit, să zic un curs pe care l-au văzut, să se ducă să înceapă niște cursuri noi, să învețe ceva nou, fiindcă posibil că aceste cursuri le vor folosi în viitor. Și în același timp gemenii pot să aibă și citind, studiind, știi, din curiozitatea lor, să aibă și o mini trezire, da? Și să privească înapoi către familia lor, către originile lor, către tradițiile lor și s-ar putea să călătorească, să se ducă, spre exemplu, să ducă la casa părintească sau la casa bunicilor, chiar dacă nu mai sunt, nu mai au rude acolo, să o revadă, să exploreze, deci aceste rădăcini ale familiei. Vor fi foarte conectați, fiindcă vor avea și acest impuls de a-și analiza, poate și a se elibera. Avem și aceste lunații, aceste tipare pe care poate le-au moștenit, care posibil să îi blocheze și în același timp trebuie să reflecteze asupra trecutului,
ceea ce s-a întâmplat și să fie pregătiți pentru întrebările pe care și le pun în această lună și aceste întrebări să aibă legătură cu planurile lor de viitor, fiindcă această lună, august, ne ajută să regândim, am spus, să reanalizăm și să ne pregătim pentru perioada de toamnă, deci după echinocțiul de toamnă, după ce o să iasă și Mercur din retrogradare, o să vină și sezonul eclipselor și trebuie să fim pregătiți. Și acum facem această pregătire, ca să spun așa. Care este lecția gemenilor pentru luna august? Să învețe gemenii să gândească dintr-o altă perspectivă și să reflecteze, foarte interesant, la trecut, în prezent, pentru a-și construi viitorul. Da, frumos, da, pentru că trebuie să te eliberezi, practic. Asta, despre asta e vorba, exact, nu? Ca despre să poți să faci curățenie, așa? Așa și să-ți așterni apoi o cale lină în față. Așa este. Hai să vedem răcușorii. Racii sunt foarte conștienți de sentimentele lor, de cine le afectează și este foarte important să fii atenți la modul în care își cheltuie banii. Deci vor fi mai concentrați pe partea materială. De ce? Fiindcă pot să aibă o serie de impulsuri. Impulsuri așa emoționale. Știi că ei sunt guvernați de lună și luna vine cu aceste fluctuații, mai ales că avem și cele trei lunații. Întotdeauna orice lună nouă și orice ca o paranteză și orice lună plină influențează cel mai mult pe de fapt lunile pline influențează cel mai mult pe raci, lunile noi mai mult pe cei care sunt în zodia leu, da, fiindcă vorbim de această energie puternică a soarelui. Deci să-și acordeze racii intuiția pentru a judeca ce au de făcut, cu cine se înconjoară și probabil că vor avea de efectuat o serie de reevaluări ale modului în care gândesc, comunică, judecă lucrurile la nivel mental. Și trebuie să fii atent. Se gândesc prea mult, se pierd în gândurile lor, ceva nu merge bine și atunci să încerce să găsească soluții mai simple. Da? Soluții mai simple, să fie dispuși să-i asculte pe ceilalți, să fie dispuși să se asculte și pe ei, să aibă acest dialog interior cu ei și să nu rateze nici ei oportunitățile de a învăța ceva nou. Lecția racilor pentru luna august este să învețe, să-și reevalueze aceste tipare legate de prosperitate, fiindcă s-ar putea, dacă sunt niște tipare moștenite din strămoși, de la părinți, de la bunici, să-i blocheze și să fie conectați la oamenii din anturajul lor. Este luna leilor, da, deci este o lună în care vorbim despre lei, ei sunt pe scenă, ei sunt actorii principali în această lună și dacă leilor le este frică să fie vulnerabil, este o lună în care leii trebuie să își arate curajul, să se accepte cine sunt și în același timp să treacă la următorul nivel, să se deschidă către ceilalți, să își planifice noile proiecte, să fie curajoși. Asta este tema leilor. Deci sunt și lei, au mai venit și lei la consultație, care sunt domoli, sunt așa, domoli, nu? Sunt fricoși, eu, sunt, da, dar exact, nici nu zici că sunt lei. Nici nu zici că sunt lei. Și eu așa spun, scoate leul din tine, da. Arătă-ți adevăratul sine. Deci această lună, august, este luna leilor în care leii pot să lucreze foarte mult cu ei, au acest context astral care îi ajută să-și arate adevăratul sine și vor fi răsplătiți, da, cu înțelegere și acceptare și să nu fie ca leii din Vrăjitorul din Oz. Exact, da. Și să fie atenți de asemenea leii și la oportunitate de carieră interesantă care se poate arăta în această lună și care le poate aduce resurse materiale. Lecția leilor pentru luna august este să își facă timp, să lucreze cu ei, să lucreze cu îndoielile lor, să fie curajos și să se arate așa cum sunt ei, autentici și adevărați. Ce frumos! Ce avem? Fecioare, nu? Fecioara, da. Fecioara s-ar putea să nu se simtă foarte confortabil în această lună,
cel puțin până în 23 august. După 23 august, odată cu intrarea soarelui în fecioară, lucrurile se vor mai regla, dar până în 23 august fecioarele vor fi efectiv forțate, sunt băgate acolo în casa 12-a să lucreze cu ele. Cu transformarea, să-și, exact, să-și revizuiască obiceiurile zilnice, să lucreze cu scheleții din dulap, să vadă dacă ce e de schimbat în viața lor. Și este o perioadă foarte puternică de introspecție, de meditație și de reconectare cu sinele lor divin. Dar pe măsură ce Mercur, care este planeta guvernatoare și a Fecioarei, va staționa retrograd în aceea zi în care Soarele, în 23 august, în care Soarele va intra în zodia lor, practic va fi o zi destul de frustrantă, fiindcă are loc această schimbare de energii, dar o să-i ajute această schimbare, fiindcă energia este în stilul lor, în vibrația lor și vor putea să înțeleagă efectiv ce au de făcut. Și vor începe așa în stilul lor de a-și planifica lucrurile, așa, de a le ordona, cu marcere, cu puncte, cu tot ce trebuie. Da. Care este lecția fecioarelor pentru luna august? Să meargă în flux, de să nu se împotrivească, asta este vital pentru ele, să fie deschis la minte și să facă tot ceea ce simt că au de făcut. Pentru balanță, este o lună în care balanțele pot să-și reactiveze un hobby, un talent creativ pe care poate l-au ascuns de ochii celorlalți și să descopere așa cu stupoare că și ceilalți practic îi înțeleg complet și chiar sunt cu ochii pe ei. Deci vor relaționa mai mult, vor socializa mai mult, se pot reconecta, deci balanțele vor vorbi foarte mult, vor ieși în lume, vor socializa, se pot întâlni cu vechi prieteni, vechi colegi, colegi de facultate, colegi de liceu, colegi de serviciu, da? Și se pot reconecta atât live cât și online. Este foarte important pentru balanță să fie atentă la modul general, la modul în care sunt percepute de ceilalți, dar vor încerca în această lună și este bine să încerce să nu mai țină atât de mult cont de părerile celorlalți, fiindcă ele cam țin cont de părerile celorlalți, și să se bucure în mod liber de propria lor judecată și abordare. Spre finalul lunii se vor simți puțin mai încorzi, mai stresate, mai fără vitalitate, dornice de a medita. Lecția balanțelor pentru luna august este: părerea voastră, dragi balanțe, contează în primul rând și aveți curajul să vă exprimați liber și fără teamă de a fi judecate. Pentru Scorpion este o lună în care pot apare oportunități în carieră, care aceste oportunități îi pot forța pe Scorpion să schimbe planurile. De exemplu, dacă stau cu părinții, poate se mută, poate, știi cum e, acel moment în care pui zboară din cuib. Da. Da. După aceea, dacă pot, trebuie să fie foarte atenți scorpionii la oportunitățile pe care le au în carieră, fiindcă s-ar putea ca aceste oportunități să se bată cap în cap cu situația lor familială. Stau cu părinții, au familie și atunci nu pot să se miște, exact așa cum își doresc ei. Obiectivele și aspirațiile pe termen lung sunt o prioritate în mintea lor, dar este un moment foarte bun de a le armoniza și cu nevoile pe care le au în familie. Acum, spre finalul lunii, pot să fie perturbați de apariția unor prieteni, colegi din trecut, care aduc în discuție trecutul, nu? Dar este important să nu deraieze, da, și să-și vadă de drumul lor, fiindcă au treabă de făcut. Lecția scorpionilor pentru luna august: nu pot să dea scorpionii tuturor tot ce vor și deodată. Asta trebuie să înțeleagă și pot să-și arate aprecierea și fără să își consume toată energia. Hai să vedem. Să vedem ce urmează la săgetători, da? Zodie de foc, nu? Și ei? Zodie de foc, da, ei sunt în armonie cu Venus în leu. Pentru săgetătorii, ei vor lucra foarte mult cu sistemul lor de convingeri, credințe, mentalități. Își vor analiza acest sistem, mentalitățile care poate nu le mai servesc.
și poate este timpul să privească lucrurile dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă. Simt poate că sunt într-o rutină din care vor să iasă. Ce pot să facă? Să călătorească, chiar dacă sunt planetele în retrogradare, mai ales dacă și-au planificat aceste călătorii dinainte, dinaintea acestor retrogradări, să iasă afară din casă, să exploreze, sau pot să-și mai revizuiască și traiectoria carierei lor și să-și pună întrebarea. Sunt pe drumul cel bun, fac ce îi pasionează și trebuie să gândească pozitiv. Ei întotdeauna sunt o zodie foarte pozitivă. Da. Și în același timp să-și facă timp și pentru distracție. Alături de prieteni, fiindcă muncă, dar fără distracție parcă nu suntem în tonul acestei veri. Da? Lecția lor pentru luna august, s-ar putea să simțiți că lucrurile se mișcă prea încet. Ei sunt tot timpul într-o continuă viteză. Dar trebuie să aibă răbdare, fiindcă oportunitățile se vor ivi și ele în curând, da? Mai au nevoie de puțin tică răbdare. Da, asta este marea lecție a săgetătorilor, cred că asta, cu răbdarea, cu umblânzitul. Da, cam greu, nu? Da. Recunoști, nu? Recunosc, da, eu cu la capitolul răbdare, da, știi cum, am restanțe. Să fie altcineva deci răbdător. Este foarte greu să gestionez partea asta și încă fac exerciții, să știi. Uneori mi iese, uneori nu mi iese. Acum și nerăbdarea este bună. Este bună pentru că te vrei duce. Să acționezi, te duci, doar că de multe ori trebuie să mai depinzi de alții care nu au același ritm ca tine și atunci și trebuie să stai și te frustrești, trebuie să aștepți și trebuie să știi cum e. Dar încet, încet așa lucrăm pe partea asta, știi, la dezvoltarea noastră. Așa este. Hai să vedem capricornii. Capricornii, dacă au o problemă reală, ei doresc să facă totul singur, fără să ceară ajutorul celorlalți. Și, practic, în această lună august, ei trebuie să înceapă sau să aibă curaj să se bazeze și pe ceilalți. Adică da, ei vor să țină tot timpul frâiele. Da, exact, exact. Și să încerce să o lase mai moale, să lucreze în echipă, da, și să îi lase pe oameni să-i ajute sau chiar să ceară ajutorul. Știu că nu este greu pentru un capricorn. Nu este foarte ușor, exact. Da. Dar odată ce îi lasă pe oameni să pătrundă în viața lor, să-i ajute, o să vadă că pot să experimenteze lucruri frumoase în carieră, în viața personală, pot să apară posibilități pentru parteneriate. Un parteneriat bun, un parteneriat care poate să continue și în viitor, sau modalități de a-și finanța investițiile, să aibă încredere în aceste opțiuni care nu apar întâmplător în această perioadă în viața lor și ce mai pot să mai facă? Să-și lărgească orizontul cunoașterii și ei prin călătorii, prin accesarea domeniului spiritual și, în primul rând, de a trăi conștient în viața lor. Și lecția capricornilor, să nu mai refuze să ceară ajutor atunci când au nevoie și luna august, sau ce o să se întâmple în luna august, o să-i ajute să rezolve această problemă. Pentru vărsători și ei sunt o zodie impactată în această... Mai ales de luna, nu? De luna asta plină. Exact, da. În primul rând de lună plină. După aceea vorbim de energia venusiană. Venus, care este în leu, este în opoziție cu energia vărsătorilor și acest început de lună astăzi este foarte puternic, foarte emoționant. Vărsătorii trebuie să se pregătească pentru reflecții despre locul în care se află în viață acum, despre sensul vieții și în același timp pot să aibă această dorință de a face schimbări în viața lor și trebuie să vadă care sunt domeniile pe care se vor concentra, ce au nevoie să elibereze poate acum lucruri, comportamente, oameni, persoane toxice care îi blochează. Și ei trebuie să se deschidă mai mult față de oamenii din jurul lor și pot să apară o serie de discuții cu partenerii, deci o lună în care vor avea provocări legate de zona aceasta partenerială, pe tema finanțelor partenerului, lucruri minore se pot declanșa legate de anumite traume din trecut, dar cheia este să își recunoască ei sentimentele și să fie capabil
de a renunța la lucrurile acestea negative, care știi cum pot să-ți mai otrăvească așa. Așa este, da. Oricât de senin ai fi. Oricât de zen ai fi. Da, așa este. Și, practic, lecția vărsătorilor în această lună este să nu lase aceste nemulțumiri să-i macine, să le strice buna dispoziție și să accepte că sunt vulnerabili. Vulnerabilitatea este această mantră pentru vărsători în această este lună. Este bine să fii vulnerabil. Este bine, este da. Este uman să fii vulnerabil, este nu bine. Suntem roboți. Da. Nu înseamnă că ești slab. Așa este, nu... da. Înseamnă că ceilalți pot să profite de tine când ești vulnerabil. Eu mă gândesc la această vulnerabilitate care mă duce către esența mea și către autenticitatea. Exact, da. Asta este, de fapt, vulnerabilitatea. Și peștiuții. Peștișorii sunt cam stresați în această perioadă. Este ceva care bubuie acolo în interior, simt și eu. Așa. Este o energie Bocotește puternică, ceva da. Acolo, o energie da. De transformare, așa. O metamorfoză și pentru pești în curs. Să-și țină ochii deschiși, să fie foarte conectați la intuiția lor în această lună, în acest proces. O mare schimbare va avea loc în cazul peștilor în zona aceasta relațională. Adică în relațiile cu ceilalți, poate au fost critici cu partenerii lor și este foarte important să comunice cu partenerii. Să comunice, să le spună partenerilor ce simt și în același timp să-i și asculte pe parteneri. Că știi, de multe ori nu-i ascultăm. Nereciproc. Partenerul vorbește da, da. Și trec cuvintele pe lângă urechile noastre și nu-l ascultăm. Să-și asculte partenerii. Și să mai e ceva important pentru pești, eu mă recunosc așa fiind, să nu încerce să-i schimbe pe oameni. Da? Să ia ce este bun, să încerce să-i înțeleagă și să se adapteze. Fiindcă peștii sunt o zodie mutabilă, o zodie adaptabilă, flexibilă, să se adapteze, bineînțeles, ținând cont și de propriile lor nevoi, valori normal, și nevoi. Da, da. La sfârșitul lunii este un moment important, va avea loc acea lună albastră, acea lună plină în pești, o lună foarte importantă pentru peștișori. Acea lună plină are loc exact peste soarele meu și ce nodul frumos. Meu sud, îți dai seama ce o să fie. Ce o să fie de-abia acolo. Aștept, sunt da, foarte curioasă. Să ne povestești curioasă. Când vii, da, în, când a, vin septembrie, în septembrie, să ne povestești o să vă cum s-a spun, simțit. Da, da. Da, fiindcă o să fie o lunație, chiar m-am uitat pe hartă, foarte, foarte puternică pentru mine personal, deci cei care au marcaj pe pești, mai ales în primele 10 grade ale peștilor, vor fi foarte, foarte influențați. În același timp și pentru pești pot să apară oameni din trecut, deja la mine ți-am spus da, că, au, da. Că au început să apară, pentru a avea aceste conversații despre ce a fost odată și în același timp peștii trebuie să vadă ce simt față de aceste reîntoarcere ale persoanelor, cum doresc să continue, dacă doresc să continue sau nu, sau dacă doresc să încheie, fiindcă, în general, acești, pe retrogradările acestea, în special... Vin lucruri nerezolvate, Marte nu? retrograd, da, și Venus retrograd, vin persoane care vin în viața noastră ca să încheiem mai niște lucruri acolo, care au rămas da. Acolo nerezolvate. Da. Și lecția peștilor pentru această lună august este să-și țină ochii deschiși, să lase intuiția să-i ghideze și... Să-și amintească întotdeauna că nu au nevoie de nimeni altcineva ca să fie cea mai bună versiune a lor. Ce frumos, Luminița! Îți mulțumim tare mult pentru tot ce ne-ai povestit cu astăzi. Drag. Foarte interesant și te-am ascultat cu drag ca de fiecare da. Dată și cu bucurie pentru că ne oferi informații valoroase și de-abia aștept să mai povestim și să ne vedem. Uite și tot așa la evenimente importante. O să fixăm iar, să vedem când fixăm acum da, da, da. Ce o să fie data atunci următoare. Și eu contextul aștept, astrologic. Da. Îți mulțumim. Să avem o lună de vară minunată. Așa să fie pentru toată lumea, cu multă energie frumoasă. Așa să fie. Mulțumesc frumos, Lumea. Cu drag. Mulțumim. Iar acum, dragii mei, vă invit să privim împreună un material interesant despre dispariția lui Rudolf Diesel. Rudolf Diesel s-a născut pe 18 martie 1858 pe Rue Notre-Dame de Nazaret din Paris, fiind al doilea din cei trei copii ai emigranților bavarezi, Elise și Theodor Diesel. Tatăl său era legător de cărți, dar a fost nevoit să își schimbe profesia și în Franța și-a deschis un mic atelier de pielărie. Rudolf a lucrat pentru început în atelierul tatălui său, livrând clienților produse de marochinărie. Rudolf a urmat școala gimnazială și s-a dovedit a fi un elev foarte bun, la vârsta de 12 ani a primit medalia de bronz de la Société pour l'instruction élémentaire.
Planurile sale au fost spulberate la izbucnirea războiului franco-prusac, pentru că familia a fost nevoită să plece din Paris, la fel ca mulți alți germani, și s-a stabilit la Londra. În 1873 s-a înscris la nou înființata școală industrială din Augsburg, iar 2 ani mai târziu a primit o bursă de merit de la Politehnica Regală Bavareză din München. După încheierea studiilor, în 1880 a plecat la Paris, unde l-a asistat pe fostul său profesor la proiectarea și construcția unei fabrici moderne de refrigerare, devenind directorul instituției un an mai târziu. În 1897, inginerul german a realizat motorul care îi poartă numele, iar la 10 ani după punerea la punct a invenției, motorul diesel era răspândit în toată lumea în peste 1 milion de exemplare, în ciuda protestelor acerbe ale marilor concerne petroliere și metalurgice, în frunte cu puternicul grup Friedrich Krupp. Pe 28 septembrie 1913, Rudolf Diesel a dispărut în mod misterios în timp ce călătorea la bordul vaporului Dresden de la Anvers spre Alnwick, exact când vasul traversa canalul Mânecii. Inginerul fusese invitat de Amiralitatea Britanică la o consfătuire privind aplicarea motorului său la navele comerciale și militare, în seara aceea fusese văzut pentru ultima oară plimbându-se pe puntea vaporului, iar a doua zi nu a mai fost găsit. Bagajele sale au fost descoperite intacte în cabină, se vedea că nu dormise în pat, pijamaua era așezată pe marginea unui scaun și ceasul se afla pe noptieră. Pălăria și pardesiul inginerului au fost descoperite pe o balustradă de lângă punte, frumos împăturite. Decesul a fost înregistrat pe 29 septembrie. 10 zile mai târziu, echipajul embarcațiunii olandeze Cortsen a găsit cadavrul unui bărbat care plutea în estuarul Eastern Scheldt, dar corpul era într-o stare de descompunere atât de avansată, încât nu a putut fi recunoscut. De altfel, nici nu a fost adus la bord, dar marinarii au luat obiecte personale, o cutiuță pentru medicamente, portofelul, cartea de identitate, un cuțit de buzunar și husa pentru ochelari și au lăsat cadavrul în mare. Pe 13 octombrie, aceste articole au fost identificate de fiul lui Rudolf, Eugen Diesel, ca aparținând tatălui său. Ziarele timpului au consacrat pagini întregi acestei întâmplări, emițând diferite ipoteze: sinucidere, accident sau crimă. Enigma cazului Diesel nu a fost dezlegată nici până astăzi, dar printre speculațiile care se fac încă, este și aceea că inventatorul a fost victima marilor trusturi petroliere care se pare că au pus la cale asasinarea sa pentru a împiedica perfecționarea motorului care le deranja interesele financiare. După 12 ani de la înregistrarea patentului, timp în care inovația suferise o serie de îmbunătățiri, în 1903 a pornit primul vapor pus în mișcare de motorul diesel, la cărui bază se afla întrebuințarea celui mai economic combustibil, petrolul. După alții 9 ani, în 1912, cel mai mare vas din lume avea să părăsească Hamburgul și să se întoarcă în același port după o călătorie de 57 de zile, fără a fi fost nevoit să se aprovizioneze în drumul său cu combustibil, iar în 1913 a fost utilizată cea dintâi locomotivă diesel cu o viteză de 100 de km pe oră. La scurt timp după dispariția lui Diesel, soția sa, Marta, a deschis o geantă pe care soțul ei o dăduse chiar înainte de ultima sa călătorie, cu indicația de a nu o deschide până săptămâna următoare. Femeia a descoperit suma de 20.000 de mărci germane în numerar, adică 120.000 de dolari astăzi, și o serie de rapoarte financiare care indicau faptul că conturile lor bancare erau practic goale. Se pare că în jurnalul care a fost descoperit în cabina inginerului, la fila care indica data de 29 septembrie 1913 era desenată o cruce, dar această informație nu a apărut în rapoartele oficiale ale investigatorilor care au anchetat dispariția misterioasă a lui Rudolf Diesel.